Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există o doamnă secretar de stat la Ministerul Educației din Republica Fantastică România, o doamnă care se dă în vânt după glume cu cetățenii pe care nu le înțelege decât dânsa. O cheamă doamna Antoneta. Să rugă doamnă. Deci Antoneta Bolchiș, de la PSD. Dânsa se ocupă de echitate și egalitate de șanse. Să rămână doamnă. Fiți atenți că acum o să glumim tare de tot cu dumneavoastră. O să fie o ironie, dar să nu vă... Adică trebuie să înțelegeți asta, da? Deci recent doamna ministru Antoneta a participat la un eveniment organizat de Salvați Copii, în care a citit, practic, o listă cu beneficii pentru elevii din România. Și a anunțat, printre altele, că aceștia au acces gratuit, citez, la biblioteca școlară virtuală și la platforma școlară de e-learning. Foarte bun. Am încheiat citatul, suntem fix în Caragiale, deci putem observa că acestea sunt două platforme admirabile, sublime, putem zice, dar lipsesc cu desăvârșire. În sensul că, la propriu, doamna secretar de stat a felicitat elevii că au acces gratis la ceva ce nu există. Băi, deci au acces gratis, aici n-am mințit. Da. Chiar dacă e prevăzut, desigur, în lege, ba chiar mai mult, există și finanțarea europeană pentru implementare. Deci, adevărata șmecherie, pe părerea mea, nu e să dai gratis ce nu există. Asta poate oricine. Adevărata șmecherie e să iei taxe pe ceva ce nu există. Da. Adică inexistent și gratis poate oricine. Să vinzi ceva ce nu există. Aici doamna Antoneta mai are de lucru. Și avem și momentul, este înregistrat. O să dăm doar un pasaj scurt din lunga listă citită de doamna ministru. Manuale școlare gratuite, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limba minorităților naționale, pentru elevii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular autorizat, acreditat. Acces gratuit la biblioteca școlară virtuală și platforma școlară de e-learning. Asistență medicală, psihologică și logopedică gratuită în cabinetele medicale. Da, etc., etc., etc. Dânsa, dacă vedeți filmarea, doamna Antoneta a citit cu pixul pe hârtie discursul dânsei. Deci știți cum cei care au unele dificultăți să mai găsească, îmi cer scuze. Sau care nu văd bine, poate că dânsa nu vede bine, nu știu. Da, ce poate să că zic. Da. Să iei cu pixul și țin așa, fiecare cuvânt, pac, marchează cu pixul. Mai fac și o linie ca să nu citească de două ori aceeași frază fără să-și dea seama. Deci, practic, dânsa a buchisit, ca așa se mai cheamă, a buchisit. Dar stați că cea mai tare fază abia acum vine. Deci, doamna Antoneta a zis că platforma de e-learning și biblioteca școlară virtuală sunt gratuite. Bun, nu există. Putea să spună, domnule, am greșit, nu mi-am dat seama, asta a fost, îmi cer scuze, sau să tacă. Dar jurnaliștii au remarcat ciudățenia, publicația EduPedo a scris un articol pe tema asta și drept consecință a primit ceva de la doamna Antoneta. Un drept la replică. Dreptul la replică solicită corectarea unor afirmații neadevărate. Asta este definiția, nu e plăcut pentru niciun jurnalist să primească un drept la replică, se mai întâmplă, asta e, dacă ești corect, accepti. Și corectez că, în fond, nu deții absolut adevărul absolut și nu să mai greșești. Măcar publicul are dreptul să știe că ai greșit și omul despre care ai scris are dreptul să se spună adevărul despre el. Bun, dar dreptul la replică nu este la fel pentru doamna Antoneta de la Minister, care a trimis următorul mesaj. Citez. Subiectul este drept la replică, așa a trimis mesajul și citez. Referitor la articolul, un secretar de stat din Ministerul Educației anunță că elevii au acces gratuit la biblioteca școlară virtuală și platforma școlară de e-learning, fără ca acestea să existe. Îmi pare rău că nu ați înțeles ironia. Cu respect, Antoneta Bolchiș, secretar de stat Ministerul Educației. Deci haide mă că de fapt a fost să ne râdem. Ce bun a fost. Care este ironia, serios? Adică unde este ironia? Și a strecurat o dibaci între niște adevăruri, adică n-a... Adică a zis, au dreptul să se ducă la școală, dar au acces gratis la biblioteca virtuală, la e-learning, la... și după aia au medic, au tot și... Da. Te așteptai? Eu m-am uitat pe imagini. M-a făcut cu ochiul, a făcut de-alea, știi? Sanchi. Da, da, da. Cuvântul eu. Nu, deci asta este foarte, foarte tare. Cu dar nu era și un ministru tot al educației, dar era ministru, parcă i-a pus pe cei mici, a întrebat câte stele sunt pe steagul Uniunii Europene? Și aia mici au răspuns corect și el... Ba da, a fost un ministru, domnul Adomniței. Așa, la Iași cred că erau, sau nu știu unde erau.
Cred că domnul Adomniță este și cel care a votat în Parlament, a zis că el în calitate de ministru votează împotrivă, dar în calitate de deputat votează pentru. Am senzația. Dar faza asta, da, este autentică. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă, când era, cred că prin 2007, 2008, 2009, atunci, când era ministru. Ministru al Educației și s-a dus să-i întrebe, tocmai intrase România în Uniunea Europeană și le-a arătat drapelul Uniunii Europene, știi? Și a întrebat, câte stele sunt pe drapel? Și copiii au răspuns, corect, 12! No! Da. 12 a insistat un copil. Da. Nu te-ai pregătit. 15! Da. 15 sunt, 15! Și după aia, evident, totul a fost filmat și ziariștii au zis, alo, vă supărați, domnul ministru? 12. 12, serios, și au rămas 12, adică nu s-au făcut nici 29, nici 27, da. N-au mai scos, sunt 12 ca la... Să-i verifice sau ceva. Și a zis, da, eu voiam să-i verific pe copii. Da. Bă, dar de ce nu ar putea accepta ideea că greșesc? Nu, mai greșești, mă, asta e. Domnule, nu mi-am dat seama, știi? Foarte bună. Așa și doamna foarte tare, da. În încheiere, doamna Antoneta a declarat la reuniunea aceea de la Cu Salvați Copii, citez, Ministerul Educației, a citit, de fapt nu a declarat, cu pixul pe hârtie, prioritizează nevoile educaționale, socio-emoționale, medicale, de sănătate psihică ale fiecărui copil din România, pentru că noi, zice doamna ministru, cu toții știm că tânărul ale cărui nevoi sunt satisfăcute devine adultul de referință pentru România de mâine. Mie asta mi se pare cea mai tare ironie. Ca să fiu cinstit, citatul ăsta este cea mai tare ironie posibilă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.